Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege care aduce schimbări semnificative pentru posesorii de permise de motociclete și mopede, propunând exceptarea acestora de la obligația de a purta triunghiuri reflectorizante, truse de prim ajutor și extintor. Proiectul vizează modificarea articolului 8 din ordonanța de urgență a Guvernului 195 din 2002 prin adăugarea unui nou alineat care să-i libereze de aceste obligații posesorii de permise pentru categoriile AM, A1, A2 și A. În prezent, codul rutier nu face distincții între diferitele tipuri de vehicule, impunând tuturor conducătorilor obligativitatea de a deține două triunghiuri reflectorizante, o trusă medicală și un extinctor, sub sancțiunea unei amenzi de până la 825 de lei în caz de nerespectare acestei prevederi. Mopedele și motocicletele ca vehicule de mici dimensiuni sunt însă dificil de echipat cu aceste obiecte, iar atașarea de spații suplimentare poate duce la dezechilibre și accidente. Inițiatorii proiectului de lege au subliniat și faptul că mulți posesori de permise din categoriile AM, A1, A2 și A nu sunt informați corespunzător cu privire la această obligație, ceea ce îi expune unor amenzi nejustificate. Proiectul urmează să fie supus dezbaterii și în celelalte camere parlamentare, iar implementarea acestor modificări ar aduce beneficii semnificative comunității moto din România.